Dragi părinți, bine v-am găsit! Suntem echipa TV Grădinițe București.ro, reporter George Sălcianu, cameraman soția mea Maram. În acest reportaj video vrem să vă prezentăm o firmă foarte, foarte serioasă, Global Learning, ce acționează în domeniul limbi străine, mai bine zis o școală, căci acest cuvânt este atot cuprinzător când vorbim de educație, învățare. Așadar, o școală de limbi străine adresate copiilor și nu numai. Stăm de vorbă cu doamna manager Denisa Bularda. O salut cu drag, sărmâna. Mulțumim că ne-ați primit în vizită la dumneavoastră și mulțumim că sunteți prietena noastră de foarte mulți ani. Da, suntem de mult timp prieteni. Mulțumesc și eu că ați venit la noi. Bine ați venit, mă bucur să vă văd. Mulțumim. Încep prin a vă adresa direct felicitări. Mulțumesc. De ce felicitări? Pentru că activitatea dumneavoastră este una nobilă, poate nu exagerez spunând sfântă, aceea de dascăl, dumneavoastră învățați și educați copiii, este mare lucru și îi învățați limbi străine, o necesitate în zilele noastre, într-o lume globalizată și le faceți practic un mare bine, un ajutor în viața de mai târziu. Tatăl meu spunea, țin mult la chestia asta, că dacă știi o limbă străină, ești încă dată un om. Deci ești un om la puterea a doua. Dacă știi trei limbi străine, ești un om la puterea a treia. E adevărat? Da, îi plăcea matematica. Da, îi plăcea matematica și ținea foarte mult ca eu să învăț engleză, o a doua limbă, franceză și insista mult pe învățarea limbilor străine. Și tatăl meu spunea, apropo de tați, dacă nu ai carte, ești o jumătate de om. El așa. Deci dumneavoastră tot timpul spunea, început cu împărțirea. Da, eu cu împărțirea, da. Ești doar o jumătate de om și una dintre dorințele noastre este ca educația în primul rând să ajungă la copii. Frumos. Ne-am și creat un logo care spune educația este pașaportul către o viață mai bună, pentru că efectiv educat fiind ai șanse mai târziu să îți poți duce viața mai bine. Dacă investești în educația copiilor, investești în viitorul țării, în viitorul absolut tuturor. Da, da, absolut. Și în primul rând al copilului tău. Investiția în el este șansa lui pentru mai târziu. Și limbile străine sunt foarte importante, alături de limba română. Eu predau și limba română, și limba engleză, și germană, da. Sunt foarte importante. Sunteți Global Learning. Da, sunt Global Learning. Și limba pe care o iubesc cel mai mult este limba noastră. N-aș putea limba să... Limba noastră e o comoară. Da, exact. O predăm aici pentru toate nivelele, atât pentru copii, pentru examene sau ce sunt în gimnaziu, să spunem, avem grupă de copii de clasa 6, grupă pentru capacitate de copii de clasa 8, grupă pentru bacalaureat, dar și română pentru străini. Îi învățăm și pe ei să vorbească limba noastră și să descopere frumusețea. Soția mea, Maram, învață la dumneavoastră limba română. Da, e chiar o bucurie. Chiar o bucurie și vă mulțumim. Doamna Denisa, sunteți inițiatorul proiectului Global Learning. Sunt sigur că această școală pentru dumneavoastră e ca și un copil de suflet, să zicem. Cred că i-ați dat naștere, l-ați crescut cu multă dragoste, atenție. Când ați deschis porțile Global Learning? Am început să lucrez acum 4 ani pentru acest proiect al meu, să-l creez oarecum. Ideea este că, dorința mea cea mai mare este să învăț pe copii să învețe. Din toate metodele de învățare pe care le-am învățat și folosit eu ca profesor, sunt 25 de ani de când eu sunt profesor și din toate metodele... Profesor de limba română și de limba străină? Așa. Din toate metodele pe care eu le-am folosit, am ales ceea ce îl învață pe copil să învețe. Este cel mai important să-l înveți să învețe el.
Și asta se face într-un anumit proces, în anumiți pași, într-un anumit mod. Altfel ajungi doar să-i predai lecția, să-i spui așa este, învață asta. Memorativ. Și, da, să știți că filozofia asta e preluată de foarte multe grădinițe particulare din București, să înveți, să învețe. Da, și mă bucur să aud și mai ales m-aș bucura mult să văd rezultate. Rezultatele nu apar la început. Mai repede poate produc rezultate copii care au învățat o lecție pe de rost și o lună sau două luni o țin minte. Da. La ei se vede mai repede, dar la copilul care învață să învețe într-un anumit proces, într-un anumit mod, în alt mod, să pună la îndoială, să-și pună întrebări, da, păi, prima mea dragoste... Să învață, să demonstrează, da, și exact. Să demonstrează că nu. Păi, prima mea dragoste este matematica. Matematica și poezia au fost cele pe care ne-am zis foarte mult. Fac pereche. Da, da, fac pereche. Și... etapele în care un copil descoperă, în care un copil creează un proces de învățare, sunt la îndemâna educatorilor astăzi în lume. Există școli pe planeta noastră care folosesc procede de a învăța pe copii să învețe, de a descoperi texte, de a întreba profesorul doar când el este nelămurit de ceva și apoi de a crea un mic proiect din lecția aceea, din tot ce a înțeles el, de a prezenta din bucățica lui de lecție clasei ce a înțeles, de a primi întrebări din partea clasei. Interesant. Apoi, exact, sunt câțiva pași, apoi vine profesorul și lămurește încă o dată în fața clasei tot. E mai multă muncă pentru profesor, chiar dacă la prima vedere copilul muncește mai mult pentru că intră în text, pentru că începe să-și pună întrebări ce e acolo, ce poate să însemne, să descopere singur. Dar profesorul trebuie să creeze un tot din tot ceea ce copiii descoperă. Și lucrați în spate foarte mult și da, se muncește mult în spate. Copiilor, a educației. Da. Trebuie să le strânești curiozitatea, să-i faci să se întrebe, să vadă de ce scrie așa, de ce e suficient, de ce nu este. Le rețin mai bine. Da, da. O lecție pe care ai descoperit-o tu, o uiți mai greu. Iar apoi, după un semestru de muncă, la finalul unui semestru, fiecare copil predă o lecție din acel semestru. Asta e o metodă de recapitulare la noi. După 3 luni de muncă... Îl faceți profesor. Da, îl fac profesor, exact. Sunt atât de fericiți, da. Le place foarte mult. Și îmi vin teama asta de profesor, da. De... N-aș avea acum, poate, timpul, nu știu cât timp avem, să vă pot spune câte avantaje sunt, dar cred că putem... Dar reținem ideea. Da. Ca în loc să facem o recapitulare conform normelor mai vechi, obișnuite, recapitularea să constă în faptul că fiecare elev predă o lecție din acel semestru. Și în felul acesta ei își învinde teama... Da. Acum aud prima dată. Da. Probabil că mai fac și alții, nu cred că am inventat eu roata, dar ideea este că trebuie pus în practică. Mm. Afli multe de-a lungul vieții, foarte frumos. Folosești multe metode, dar... Că ați studiat foarte mult metodele de... predare, învățare. Și am și studiat, dar mai ales am încercat. Deci am adus din experiența, am văzut ce a funcționat și ce a făcut ca elevul să cunoască la final, să înțeleagă, să-și pună întrebarea. Doamna Denisa, eu colaborez și vă cunosc pe dumneavoastră de foarte mulți ani, cred că de vreo 15 ani ne știm, prin diverse proiecte. În toți acești ani mi-am făcut o imagine despre dumneavoastră și se apropie, suntem în 6 martie, chiar se apropie ziua femeii, ziua mamei. Eu vă percep ca pe o mamă bună. Întotdeauna aveți un zâmbet pe chip și o blajinitate. Aceasta este imaginea mea despre dumneavoastră, pe lângă profesionalismul de care sunt sigur că îl aveți în predarea limbilor străine. Cum vă percep copiii, elevii pentru dânsi? Sunteți o mamă bună? Îi primiți la dragoste în sediul de dumneavoastră? De ce vă zic chestia asta? Pentru că și eu la rândul meu sunt tata a 3 fete minunate și sunt convins și cred că numai într-un mediu plin de dragoste copiii pot da totul, pot învăța mai bine, se pot concentra mai bine. Sigur că sunt primiți cu dragoste. Asta e clar. N-aș face meseria asta altfel.
Dacă deci, nu poți să lucrezi cu copiii, dacă nu-ți plac copiii. Automat. Adică devii un fel de căpcăun pentru ei dacă nu îi placi și ei te simt imediat. Nu, n-ai cum să faci performanță decât eventual să introduci frica în ei și da, apoi ei să știe pentru un timp scurt. Și noi, din păcate, mă aduc aminte de liceul meu, care a fost o perioadă foarte frumoasă, dar la unele ore, vă spun sincer, paralizam de frică. Da, am avut și noi așa profesor. Ne blocam chestii, dori, stai jos și da. nu puteam să n-aveam spor. Cred că s-au schimbat lucrurile în prezentul nostru și acum găsim mai peste tot dragoste pentru da, copii. Da, e foarte bine că este așa. Noi am mai creat aici un slogan și anume că numărăm pașii spre progres, niciodată greșelile. Mulți copii, practic mulți, toți copiii, asta se întâmplă cu toți, când vin își numără greșelile. Efectiv, nu s-a întâmplat să nu fie copil care să nu-și numere greșelile. Simțiți dumneavoastră asta? Nu, numără în fața mea. Spun, am avut trei greșeli, vai de mine, am avut trei greșeli aici. Doamne, păi, dar mie nu mi-a ieșit bine exercițiul ăsta. Două greșeli am avut. Ca și cum s-a întâmplat o nenorocire. Da. Ideea este că dacă noi numărăm greșelile, vedem cât de multe am făcut. Dacă noi numărăm pașii spre progres, vedem cât de mulți pași... Deci o gândire pozitivă. Cât de mulți pași spre progres am făcut. Dacă am făcut doi pași spre progres, poate îl vrem și pe al treilea. Da. Și poate ne bucurăm că am făcut doi deci pași. Deci nu asta renunțați la sloganul nostru românesc, un pas înainte, doi pași înapoi. Nu există decât pas înainte. Nu ai cum să dai înapoi dacă înveți, dacă mergi la un profesor, dacă deschizi o carte. Doar dacă te oprești, dacă nu-ți mai pui întrebări, dacă mai ești curios. Doamna Denisa, pentru că suntem încă la începutul interviului nostru, vă rog să localizăm sediul Global Learning. Este în mijlocul orașului nostru. București. Este ușor de ajuns, da, în București, de oriunde, la două stații de magazinul Unirii. Și strada? La strada Ion Racoțeanu, numărul 7. Este în dreptul Bulevardului Unirii, pe acolo pe unde intersectează calea Traian Bulevardului. Ok. Da? Ușor de ajuns. Vă rog să ne spuneți o întrebare directă și ce interesează până la urmă. Care sunt limbile străine care se predau la dumneavoastră? Engleză, germană, ca limbi străine și limba noastră română, ca limbă maternă. Și ca limbă străină pentru străini. Cu care ne-am născut. Cum limbi străine și mai întâi spui română. Păi da, pentru că se predă și ca limbă străină pentru cei care nu sunt din România. Deja ne-ați povestit din avantajele dumneavoastră. Care ar mai fi alte elemente global learning în predarea și automat învățarea limbilor străine la sede dumneavoastră? În primul rând, învățăm limba străină așezând copilul în fața, cum să spun, unor cărți în limbă străină. Deci copiii învață mult după audiobook-uri. Și aveți un suport în spate. Avem un suport în spate. Atunci când lucrăm gramatică, avem un suport. Când lucrăm vocabular, avem un altul. Pentru vocabular, foarte bune sunt audiobook-urile și de mare succes pentru copii. Chiar le plac foarte mult. Mai bine asculți la căști în mașină. Da, o parte din cele două ore se lucrează o lecție în care îi descoperă lecția pe părți, după cum spuneam, după metode de a îți pune întrebări, de a descoperi ce e acolo și așa, de a învăța să înveți. Iar cealaltă parte este pentru a și îmbogăți vocabularul, punem pe ecran un audiobook, un copil citește un ecran, punem stop, vocea citește ecranul, punem stop, citește un copil ecranul, încercăm să traducem, să reformulăm. Când suntem la un nivel mai un picuț mai avansat și începem să avem curaj să spunem și noi încă o dată ce e acolo, cu alte cuvinte reformulăm ecranul, apoi trecem la următorul copil și tot așa, apoi copiii acasă își scriu aceste audiobook-uri. Eu am crezut că va fi o corvoadă dacă le voi spune să scrie audiobook-urile temă. Cine vrea să aibă temă și cine vrea să scrie. Ei, cu toate acestea, ar fi o bucurie și o surprindere, poate, să vedeți cum vin cu caietele și mi le aduc. Uitați și mi arată pagina. Uitați cât am scris. Uitați cât de multe. Deci, din dragul lor, din plăcerea lor, pur și simplu umplu caiete. E frumos să muncești.
Unora le place și mai ales le place, practic ajung toți să-și dorească să facă asta, pentru că descoperă că orice progres e lăudat. Orice progres în scrierea acestor cărți se vede în faptul că și-au îmbunătățit vocabularul, în faptul că sunt bun la școală, în faptul că înțeleg filmele. Da. Îmi spun, am fost în Grecia și am vorbit în engleză. Am fost nu știu unde și am vorbit în engleză și l-am ajutat pe tata. Să lămuresc da. Ei înșiși, că e foarte da. Important să cunoști da. Limbi străine. Doamna Denisa, în România, parcă suntem într-o vară continuă, din păcate ăsta este necazul încălzirii globale, dar în curând o să vină vara. În această perioadă de vacanță le-ați pregătit copiilor o școală de vară Global Learning? Da. Aveți așa ceva? Da, în fiecare vară am avut. Sunt proiecte pe care le facem. Școala de vară? Da. Clasica denumire? Da, o numim școala de vară. Da. Anul acesta vom merge și într-o excursie. Ne vom întâlni undeva în țară, vom vorbi acolo numai în engleză, vom avea proiecte frumoase. Asta pentru o săptămână, apoi lucrăm aici. Deci dacă nu știi, dă-mi apă să beau, mor de sete. Da, mor de sete, sigur. E bine să știi, umblăm condiționată pe noi. Așa, școala de vară aduce proiecte foarte frumoase și foarte mult legate de tehnologie. Adică lucrăm cu cei mici foarte multe teme pe care ei și le aleg. Unii vor vulcani, alții vor mașinile, alții vor clădirile frumoase. Se face și o inginerie cu ei. Da, te poate uimi faptul că un copil de clasa 3-a, 4-a vrea să facă un proiect despre o clădire frumoasă. Și, spre exemplu, anul trecut am ales clădirea Cecului, pentru că este splendidă, este extraordinară. Poate cea mai frumoasă din București. Da, exact. Și un proiect despre ea, arhitect, tot făcut în PowerPoint de ei, cu multe opțiuni ale PowerPoint-ului, Ei învățați prin faptul că ei lucrează mereu cu texte, învățați să fie manager, să transmită oferte, facă oferte. Exact, pentru că acest... Deci le dați o paletă largă de meserii. Da. Acest proiect în PowerPoint este apoi prezentat, fiecare are proiectul lui, aduce grafica lui. Foarte și... frumos. Doamna Denisa, eu știu și am participat la câteva evenimente de ale dumneavoastră. Dumneavoastră ați ajuns la un nivel ridicat în domeniul limbilor străine, cât ați editat chiar unele softuri de învățare a limbii engleze. Eu am participat la o lansare a unui astfel de soft, am fost impresionat. Așadar, iată și în țara noastră produse românești, da. Care poți să le găsești. Da. Nu trebuie neapărat să cumpărăm tot ce e ștampilat cu branduri mari, pe care le respectăm, dar trebuie să avem încredere și în creierile noastre. Da, și sunt mulți profesori, nu numai eu. Aveți care, da. Chiar și suportul nostru. Da, global, și suport, noi. Sigur că da. Sigur, produse da, digital, făcute, de produse făcute de noi. Am creat, poți găsi? Am creat, spre exemplu, o culegere pentru toate timpurile limbii engleze. Culegere care arată... Partea cea mai grea. Da. Și sunt sute și sute și sute de exemple. Unde putem găsi materiale? La noi, pe platformă. Pe site-ul? Da, site-ul nostru care în curând se cheamă? global-learning.ro da. Sau global-learning, să nu spunem da. Minus. Așa, da. Exact. Așa, care în curând se îmbogățește cu platforma aceasta, ce va conține și produsele noastre digitale, o carte despre toate timpurile limbii engleze cu multe, multe exemple și cu filme explicative. Foarte frumos. Apoi una despre toate condiționalele, pentru copii foarte multe filmulețe, pentru fiecare lecțioară, de exemplu parcul sau știu și eu grădina sau casa, un film. Doamna Denisa, noi vă apreciem foarte mult, recomandăm tuturor părinților interesați de o școală bună de învățare a limbilor străine, Global Learning. Noi avem o tradiție de fiecare dată când mergem la un interviu și vă oferim și dumneavoastră un trandafir galben din partea site-ului grădinițebucurești.ro. Mulțumesc. Asta înseamnă medalia noastră de aur pentru Global Learning, number one, putem spune... în domeniul dumneavoastră limbi străine adresate copiilor și vreau să vă rog la final dacă aveți un mesaj pentru părinți, dar mai ales și pentru copii care întotdeauna au emoții când vine vorba de profesori și școală. Pentru copii, dar... învățarea poate fi
distractivă. Cu mult curaj, cu dorință, cu multă curiozitate, să intre în cărți, să deschidă, să descopere, să caute, să întrebe, fără teamă, înainte. Iar pentru părinți, dragi părinți, orice investiție în copilul dumneavoastră este pentru el o temelie bună. Felicitări, Doamne ajută! Mulțumesc!